Doi turiști și-au pierdut viața în urma avalanșei produse duminică pe Valea Morarului, în Bucegi. Prima victimă a fost găsită de un grup de turiști chiar în ziua producerii avalanșei. Oamenii au alertat imediat salvamontul, iar salvamontiștii au recuperat trupul din mormanul de zăpadă. Trupul celui de-al doilea turist, dispărut în Nămeți, a fost găsit astăzi de salvatorii montani. În zona din Bucegi, în care s-a produs avalanșa, puțini turiști se încumetă să meargă. Potrivit salvamontiștilor, pericolul de avalanșă se menține în întreaga zonă montană. Din cauza cauza punerilor mari de zăpadă adusă de vânt, în special pe creste. Turiștii sunt sfătuiți să plece în în grupuri pe poteși semnalizate și echipați corespunzător. De asemenea, este bine să se informeze la Salvamont cu privire la situația potecilor montane și a vremii.